o cafea bot. Am scos jos sticlele ca să nu fie greu. Te trezești noaptea. Nu să vii lângă mine să te culci. Te pui lângă mine, te culci cu mine. Bot, prima dată șterge. Știi ce vreau să fac? Mă zic să nu cumva să greșești. Lasă tu dacă greșești. Iar vor că ești numai dinainte. Deja știi ce vreau să fac. Venite la sală, săraca! Ce ce să scoală, să scoți, eu trebuie să bag. Păi dar trebuia să facem cumva o... Achevă! O curățărnie. Nu dacă nu scuteai tu ăla... Gândești, că tare personalitate importantă ești tu să te filmezi tot timpul. Așa-i? E. Cred că de-aia mă filmez tot timpul. Mă culc seara în ordine, mă trezesc dimineața în dezastru. Așa. Dar mă, trebuia că ai văzut că acolo o anumită... Nu te enervezi, îți explic cum stă treaba.
Sărutați-a Sarabanda. Da. Lasă că fac eu mami. Lasă, nu pot, că mami nu vreau să fac asta. Da. Nici cum nu. Când le pui acoiuță, le dau să nu le pui. Nu-ți dau fiecare. Și astea mami, Amaro, Giuzela și Amaro din astea, lasă-le, pui în prăjitură, tu nu știi să pui în prăjitură, în ceai, un acompaniament de momițe. Din mărul, Liana, pe cum s-o fac? Cumpăr mere și știi că nu. Tu tatuiesc după cameră? Da, mă, eu din camera ta nu mai dacă nu lasă mai că plătesc una să vie să două ore face acolo. Pe care am plătit-o degeaba? Și nu le-a scostat afară. Dacă nu știu să facă. Ce tot mor mai acolo, ca martalojile? Să-l trezesc pe omul să vie să te ajute la sticlă. Ai curaj. Până la ora 4 dimineața. N-are și circulă. Să circule că e tânăr. Aia, săraca circula pe jos. Iar circula la 50. Iar circula pe jos, dar tot din mașină nu se dă jos. De-aia face colăcei pe laterale. Ce colăcei face. Ce ai pus să șarbă acolo? Acolo, nu vezi? Dar pentru ce? Să șarbă. Băi, cum ce ai spus mine, gândești că ești îndrăgostită, Liana? De-aia am pus-o. Când am pus-o, dragă, stă șarbă pe tine. Dar te strângi ca mai tare. Când e revenit la normal, nu se poate. E rău. Cu tine nu poate să vorbească omul. Cu tine nu poate să vorbească omul. Am băut aseară șampania, m-am îmbătat. Mi-a reluat pompierul, mami. A? Zi. Vorbești mai tare că n-ai în gură. Sună pompierul, îi sună telefonul la Lobo. Nu dorme. Lobo! Dorme. Trebuie să trimit la un vingător.
suflet, îmi cere lumea pe Petrică să-l aduc, că vrea să-l vadă. Da, unde-i? Mă bine, nu acum, în clipul. Ei, vorbesc de Domenico și mă sună Domenico. Da, miau! Alo! Ăsta și pe numărul de România mă sună că din ăla. Dar te mițăr și acum am dă-i apel când ești pe număr de România. Da, mă știi, primul ăla care era pe picul lui Ceaușescu, om bogat și om sărat. E. Ce e bogat și om sărat. Aha! Nu, mă, la ce știi, că pe internet, nu mai putem, nu mai știu, dar, nu știu. E frig acolo, mă? Du-te, măi! Auzi, coile! Nu, nu este zăpadă la Cluj! Am vorbit cu Josin, am vorbit pe Anglia și așa, din nou, trebuie să-ți iei mașină și lucri pe cont propriu. Înțelegi? Dar știu că te lucră, măi, o groază de români. Așa. Nu numai cu și la noi în țară. A, dar lasă-mă că am vorbit cu majarul și merg în Franța. Da, și așa ai câștigat în două luni șapte muncitori. Nu-i bine. Ai mers cu avionul și ai venit cu mașină particulară și ai venit și cu... Poftim. Vezi, leagă-le cu surmă ghimpată când mergi la piață. Că vin o rădenii hoțul, de pe hoțul care fură pe încheiață. Vinurile din Ceanus. Vinurile. E bun. Iem ce-o adus. Ce vreau adus? Ca să-l dășesc pe la trecut. Bine, 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 mulțumim. Pe când ai măsat acolo să prânz spânare bani. Păi când m-am dus acolo?
După cât timp m-am dus după ce au venit? După vreo 3 săptămâni. Da. O mers în țigănie în Arad, au cheltuit acolo, au tăiat 4 porci. Ai văzut câte navete de băutură, dar acolo e familie mare. 7 fumuri și la casă câte o persoană. 7, 8, 5, 6. 5-6 de persoane, 4 porci, au fost un aperitiv la amiază. Ai și punguțele cum vrei. Da, așa. Tu du-te numai acolo să-mi fost ca unul. Dar mă duc niciunul. Du-te și eu ți le dau. Cu brânză sau cu lapte? Cu brânză. Supaia de ce ai spus afară? Ce? Supaia de ce ai spus afară? Aruncă. Sau mame, am un dimineață cu una. Când închideam ochii, o vedeam pe una. Când eu schideam ochii și mă uitam, te vedeam pe tine. No. Pisica albă, pisica neagră. Nu dai seama. M-am sculat din pat direct, așa oblas cum am fost, am năvălit în cameră. Când am deschis ușa, îl văd pe Sudăcel. Am zis, am o dobor. Eu încă trebuie să mă duc în baie să-mi pui dușul cu apă rece. Nici în vis nu pot, nici în realitate. Poponița mea, plânița mea. Termin odată, că nu știi altceva. Salut, tatiu, să te salut. Nu, mi-e fier. Ce dragă mi-ești. Ah, pune chipul mult, că mă costează o ficață. Unde e tata nețomondialul? Avala.